La Baziaș, locul prin care Dunărea intră în România, volumul înregistrat ieri era de 4.000 de metri cubi pe secundă, urmând ca spre sfârșitul săptămânii să fie atins nivelul de 4.200 de metri cubi. La Giurgiu astăzi se înregistra un volum mult mai scăzut de doar 3.260 de metri cubi pe secundă, nivelul preconizat de 4.220 de metri cubi, urmând să fie atins în jurul datei de 17 ianuarie. Tendința pentru următoarele 5 zile este de creștere, dar având în vedere că la intrare în țară e în scădere, debitele sunt în scădere, va urma iar o perioadă de scăderea nivelurilor pe Dunăre, pentru Giurgiu vorbesc. Nivelul scăzut al apelor fluviului poate afecta semnificativ transportul mărfurilor pe Dunăre și asta pentru că navele nu pot fi încărcate la întreaga lor capacitate. Atunci când sunt cotele scăzute, cei mai afectați sunt armatorii, pentru că navele nu se pot încărca la întreaga lor capacitate și normal că venind undeva la jumate din capacitatea unei nave, circulând cu ea pe fluviu, sunt pierderi. Dar acum începem și ne apropiem de cotele normale pentru acest sezon. Până la sfârșitul săptămânii, cred că se va înregistra o creștere de până la 90 de centimetri. Veștile bune privind creșterea nivelului apelor Dunării vin de data aceasta de la vecini, mai exact din Serbia, unde în ultima perioadă s-au înregistrat căderi masive de precipitații. Bazinul hidrografic al țării vecine, reprezentat în special de cele două râuri, Sava și Drava, care se varsă în Dunăre, fiind responsabil de circa 30% din debitul Dunării.